Vă rog să vă reașezați. Îi mulțumim Tatălui Ceresc care ne-a purtat de grijă și iată-ne în casa lui Dumnezeu. E un mare har să putem să fim în casa lui Dumnezeu. Aici, și repet de fiecare dată, aici Dumnezeu dă binecuvântare. Aici Dumnezeu dă viață pentru veșnicie. Poate unii dintre dumneavoastră putea să fiți în altă parte, dar mulțumiți lui Dumnezeu căci Dumnezeu v-a călăuzit și ați putut să ajungeți în locul acesta. Nu este un loc mai frumos, nu este un loc mai bun ca locul acesta aici unde Dumnezeu se coboară prin Duhul Sfânt. Nu poți găsi. Aici în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu ne ridică, ne întărește și apoi când plecăm de aici din nou în Valea Plângerii, spune psalmistul ei, mărg din putere în putere, slăvit să fie numele Domnului. Și Dumnezeu ne dă biruință și rămânem în picioare și luptăm lupta cea bună a credinței, pentru că suntem aici, suntem înaintea lui Dumnezeu cu vasele noastre și L-am rugat și rugăm în continuare ca El să tormă un de lemn sfânt. Dumnezeu să fie binecuvântat. În seara aceasta auzeam mărturii și atât de mult mă bucur când aud oameni care recunosc, care nu uit niciuna din binefacerile lui Dumnezeu. Sora spunea că Dumnezeu a vindecat-o de ochi. Adunarea a ridicat mână că Dumnezeu a vindecat. Și eu mă bucur și ceea ce ne face pe noi să ne se mărească credința este mărturia aceasta minunată pe care Dumnezeu o face în mijlocul nostru. Frații spuneau că Dumnezeu nu s-a schimbat, nu s-a schimbat Dumnezeu. Dumnezeu este acela slăudat să fie numele Domnului. Și noi ne bucurăm că El e viu și lucrător, slăvit să fie numele Domnului. El și în seara aceasta e prezent aici, chiar dacă poate cu ochii aceștia de carne nu-L vedeți, dar îl simțim că este prezent în locul acesta. Este o seară în care Dumnezeu ne cercetează. Este o seară în care ai venit în locul acesta și am venit aici și ai ocazia să stai în prezența lui Dumnezeu și să vorbești cu Dumnezeu, să îi spui lui Dumnezeu cu ce problemă ai venit, ce nevoie ai de Dumnezeu, care este, dacă vreți, problema, necazul tău. Poți să spui în seara aceasta și ai putut în rugăciunile acestea care am făcut și poți în continuare să spui, pentru că El pătrunde mintea noastră, gândul nostru. Când stăm jos, când ne culcăm, Dumnezeu este prezent, lăudat să fie numele Domnului. Psalmistul în Psalmul 139 spunea, Doamne, unde să mă duc departe de fața Ta? Unde? Dacă mă duc în cer, Tu ești acolo. Dacă mă duc în locuința morții, iată-Te și acolo. Dumnezeu este pretutinde, lăudat să fie numele Domnului. El este prezent în locul acesta, cunoaște gândul nostru, cunoaște dorințele noastre. Și eu cred că fiecare dintre noi a venit în locul acesta cu dorințe curate, sfinte, ca să ne întâlnim cu El. Să stăm de vorbă cu El, ne dor de El și ne dorim să stăm așa cum un copil, un tată sau un fiu vrea să stea de vorbă cu părinții lui, cu tatălui. Așa, eu când mă duc și mă întâlnesc cu tatăl meu, când ajung acasă, câteodată stau până după miezul nopții și vorbesc cu El. Nu L-am văzut de mult și apoi povestesc cu El, pentru că dorul acesta mi-e dor de El de tâtea ori și când ajung acolo aș dori să povestesc până dimineața. Așa suntem și noi, copii răscumpărați, suntem copii ai Tatălui Ceresc și stăm de vorbă cu El aici în adunare, în corturile noastre, în suferințele noastre și spunem Tată, de multe ori în necazuri grele, în suferințe, în boli, spuneam Tată, e așa de ușor pentru tine să vindeci. E așa de ușor să spui un cuvânt și rana să se închidă, necazul să se oprească, furtuna să se oprească. Spuneam, Tată, dar pentru noi e așa de greu să stăm în suferință, să stăm în necaz. Și Dumnezeu este Cel care privește cu milă. Noi trebuie să avem încredere în El, așa cum un fiu în Tatălui, nu? Îndrăzneală. Și Ion spune, dacă inima nu te osândește, ai îndrăzneală la El. Am dori ca să ne lipim de El, să ne apropiem de El, ca să avem îndrăzneală la El, slăvit să fie numele Domnului. În această seară, în continuare, aș vrea
din cuvântul lui Dumnezeu să privim câteva lucruri. Eu sunt slab și rugați-vă în gândurile voastre. Doamne, dă-i cuvânt. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească. Noi suntem slabi, noi suntem oameni. Și dacă Dumnezeu nu vine, dacă Dumnezeu nu călăuzește, dacă Dumnezeu nu atinge mintea noastră, noi nu avem ce să spunem. Dar când vine Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște pe fiecare dintre noi. Dumnezeu știe de ce aveți nevoie. Slăviți să fie numele Domnului. Și atunci, dacă doriți, spune cuvântul lui Dumnezeu, El își întinde mâna și satură după dorință tot ce are suflare. În seara aceasta, Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să lase izvorul Lui să curgă. Și eu, ca un rob netrebnic, în urmă să mă bucur de lucrarea Lui. Slăviți să fie numele Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta, versetul 5, vorbește despre un om și spune: El și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeu lui Israel și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. Lăudat să fie numele Domnului. Ce minunat e Dumnezeul nostru! Niciun împărat ca Ezechia înainte de el și după el n-a fost care să-și pună așa de puternic încrederea în Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi avem nevoie în această vreme să ne punem încrederea în Dumnezeu. Ajungem în momente grele în viața noastră când, vedeți, vrem să ne ajută oamenii. Ne mergem la părinți și părinții de multe ori dau din umeri, nu ne pot ajuta. Mergem poate la soția și soția zice: aici nu te pot ajuta. Mergem la soț și soțul spune: aici nu te pot ajuta. Încercăm să mergem, poate așa e omul, la relații și oamenii spun: nu te putem ajuta, e prea greu. Fost momente și spune cuvântul lui Dumnezeu că suntem datori să mărturisim atunci când Dumnezeu ne izbăvește. Ca oamenii care aud și ei să se încreadă în Dumnezeu. Ca oamenii care aud ca să se încreadă și să nu se clatine. Țin minte în aceste clipe, în ultimele aceste luni, am trecut prin încercări și socrul meu am primit un telefon că e greu bolnav. Socru a zis: grăbiți-vă să ajungeți acasă că nu mai vorbește. Dacă mai vreți să-l vedeți în viață, grăbiți-vă să ajungeți acasă. Și am rămas cumva socat. Era un om puternic, un om care nu s-a plâns la nimeni că-l dore ceva, dar dintr-o dată doctorii au spus: nu mai putem face nimic pentru el. Socra mi-a venit și a zis: domnilor, faceți ceva, plătesc, dau, faceți ceva. Și a zis: nu mai putem face nimic. Zic: dacă aduceți o inimă nouă, dacă aduceți un ficat nou, dacă aduceți rinic noi încă, poate, dar noi nu mai putem face nimic. Și durerea a fost că când mergeam acasă a fost greu pentru noi, căci știam că e grav bolnav. Au venit toți copiii, au fost nouă copii care au ajuns acasă. Era durere, era necas, era terapie intensivă și fiecare dintre noi nu mai vorbeam, priveam unul spre altul. Și s-au hotărât copiii să stea în jertfă înaintea lui Dumnezeu. Să strige către Dumnezeu. E adevărat, înainte ca să ajungă, când era bolnav, copiii au stat în zile de jertfă. Nu e o laudă, dar asta este ca o întoritură că Dumnezeu ascultă rugăciunea copiilor și Dumnezeu ascultă rugăciunea părinților pentru copii. Că așa cum se rogă un copil pentru mama și pentru tata, și așa cum se rogă o mamă și un tată pentru copilul lui, nimeni nu se rogă. Ne rugăm noi adevărat și suferim noi cu alt, dar așa intimitate și așa rugăciune cum face tata și mama pentru copiii lui și copiii pentru părinți, nimeni nu poate face. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Și am ajuns și ne așteptam mai la greu, ne așteptam la... Și soția erau disperați, plângeau în drum. Și ne-am pus înaintea lui Dumnezeu cu încredere și l-am chemat pe Dumnezeu. L-am rugat pe Dumnezeu. Și am ajuns în România și s-au hotărât să stea în zi de jertfă. Să postească înaintea lui. 3 zile au stat. Erau 13 persoane, cred. Și Dumnezeu este Cel care a dus biruința. Cu ciroză în ultimul stadiu, cu venele blocate de la inimă, cu rinichii care trebuia să ajungă la dializă. Oamenii nu mi-a dădeau nicio șansă. Dar Dumnezeu a fost acela care a intervenit cu braț puternic. Am fost acum să aduc copilașii din România și m-am întâlnit cu el și am rămas uimit. Zic: unde-i socru? Zice: s-a dus în oraș, în satul mare. Și am zis: cu cine? Singur. Cu mașina?
El care a vrut să-l ducem undeva, are o fică în Italia și a zis, doctorii, nu o să reziste mașină până în Italia. A vrut să-l ducă în Cluj, a zis, nu rezistă până în Cluj, nu-l mai duceți, n-are rost. Dumnezeu lucrează și astăzi. Și am văzut minunile lui și vedem și le mărturisim și spune cuvântul, Doamne, Tu mă vei izbăvi, iar eu ce voi face? Te voi proslăvi, lăuda să fie numele Domnului. Și noi îl lăudăm și îl binecuvântăm. Pentru că avem un Dumnezeu care e viu și ne încredem în El, căci cei care privesc spre El, ei nu vor rămânea de rușine. Slăviți să fie numele Domnului. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Ezechia, omul acesta, a fost în momente grele. Pentru că știți că noi ne putem cântări sau poate când ne putem uita la încrederea noastră, nu în zile bune, nu când contul e plin, nu când sănătatea este totul ok, nu când copiii sunt bine. Atunci dacă îl întrebi pe Dumnezeu, tu poți să pune încrederea în Dumnezeu? Omul spune, da, mă încred în Dumnezeu. Știți când ni se cere ca să vedem cum stăm cu încrederea aceasta în Dumnezeu, când oamenii din jur ne spun că nu mai pot să ne ajute. Când doctorii spun că nu mai au ce să facă. Când soția se uită neputincioasă sau soțul se uită neputincios. Atunci putem vedea care este încrederea noastră în Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Ezechia ajunge în niște momente grele, spune cuvântul lui Dumnezeu. Sanherib, paratul Asiriei, asediază Samaria și spune cuvântul lui Dumnezeu că o asediază și acum urmează să asedieze și Iuda. Și omul acesta este împăratul lui Iuda. Și vine amenințarea, încearcă el să colaboreze. A dat aurul din casa lui Dumnezeu și a zis, a vrut pace, a vrut să colaboreze cu ei, a zis să țină această relație de pace, dar oamenii aceștia n-au vrut. Cu orice preț a vrut să asedieze și Iuda. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a venit amenințări peste amenințări. Și omul acesta spune cuvântul lui Dumnezeu, căci versetul 6, el s-a lipit de Domnul și nu s-a bătut de la el. Și-a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. El îl slujea pe un Dumnezeu viu. El îl slujea pe un Dumnezeu care are putere. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în acele momente grele, Ezechia nu mai apelează la oameni. Chiar dacă Sanherib și ceilalți credeau că Ezechia își pune nădejdea poate în alți împărați, în Egiptului, spune cuvântul lui Dumnezeu că Ezechia s-a încrezut în Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Ezechia în momente grele, așa cum s-a citit în Psalmul 23, că voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele, spunea Psalmii. De ce? Că aici Domnul dă binecuvântare. Aici vii cu necazul tău. Spune cuvântul lui Dumnezeu în doi împărați. În capitolul 2 cu versetul 14, după ce Ezechia primește scrisoria de bajocură, de amenințare din partea împăratului, Ezechia în capitolul 14 spune, în versetul 14, Ezechia a luat scrisoria din mâna solilor, a citit-o, apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului, căruia i-a făcut următoarea rugăciune, Doamne Dumnezeul lui Israel, care șezi pe Heruvim, Tu ești singurul Dumnezeu al tuturor împăraților pământului, Tu ai făcut cerurile și pământul. Doamne, pleacă-ți urechea și ascultă, Doamne, deschide ochii și privește, auzi cuvintele lui Sanherib, care a trimis pe Rabșache să batjocorească pe Dumnezeu cel viu, slăvit să fie numele Domnului. Unde dă Domnul biruință? Aici, în casa lui Dumnezeu. Ai venit cu povară, cu necazul, pune înaintea lui Dumnezeu. Pune aici că Dumnezeu ascultă, Dumnezeu este Cel care aduce biruință. El privește cu milă, lăudat să fie numele Domnului. Încrederea aceasta trebuie să ne însoțească. Ne-am rugat pentru credință și spune că credința este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd și o puternică încredințare în lucrurile nedăjuite. Tu nu te clatini. În orice momente a vieții Dumnezeu să ne întărească. Pune cuvântul lui Dumnezeu că a zis, când a venit cu amenințare, ce rău să amenințe, a zis, nu vorbi pe limba poporului, să nu-i moi inima poporului. Și când a auzit vrăjmașul, el a venit cu amenințare și chiar pe limba lor a început să le vorbească. Era pezit poporul, era înmoiat,
Erau momente grele și spunea el aici în cuvântul lui Dumnezeu și au zis, așa vorbește Ezechia, ziua aceasta este o zi de necaz, de pedeapsă și de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei și nu este putere pentru naștere. Așa a fost ziua aceasta. Nu este mai grea zi decât atunci când copilul trebuie să iasă și nu mai este putere. Așa era ziua aceea, era foarte grea. Dar Ezechia și-a pus nădejdea în Dumnezeu. Amin. S-a încrezut din toată inima. Și de aceea am vrea ca să înțelegem înainte ca să ne punem încrederea în Dumnezeu, sunt câteva lucruri la care trebuie să ne uităm în această seară. Fiecare care suntem în locul acesta, care este relația noastră cu Dumnezeu? Cum stăm noi cu Dumnezeu? Putem să spunem noi Tată și El spune iată-ne, Domnul să fie binecuvântat, iată-ne. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că înainte ca Ezechia să-și pună încrederea în Dumnezeu și să se bizuie pe Dumnezeu și să spună nu voi da înapoi și să meargă în casa lui Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 4, versetul 3, spune El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. Auziți câteva lucruri frumoase. A îndepărtat înălțimile, a sfârmat stâlpuri idoleși, a tăiat astarteele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseră până atunci tămâi înaintea lui, îl numea Nehustan. Omul acesta a făcut ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu. A scos Dumnezei străini din mijlocul lor. Și Dumnezeu este Cel care a primit spre Ezechia și l-a binecuvântat. S-a bucurat de el. Și aceea avem nevoie ca Dumnezeu să ne dea biruință, Dumnezeu să ne dea ajutor, ca înainte ca noi să avem îndrăzneală, să ne punem toată nădejdea în El. Vedeți, diavolul vine cu amenințări. Diavolul spune, nu spune, nu mai este șansă, nu mai ai, uite în ce stare ești. Știți, așa vine diavolul. Tu vezi, ai păcătuit, asta e pedeapsa, nu mai are rost, nu te vei mai ridica, asta e șopta celui rău. Dar Dumnezeu este Cel care aduce biruință, lăudat să fie numele Domnului. Ce bine este să auzim vocea blândă a păstorului, să n-ascultăm de cel rău, pentru că El totdeauna, și mi-am pus de multe ori întrebarea de ce Dumnezeu l-a îngăduit ca să aibă acces la mintea noastră, vine cu deznădejde, cu necredință și ne amenință și ne tulbură și ne înspăimântă și vrea să ne fură nădejdea. Vrea să ne fură credința, pentru că atunci când diavolul ne lovește la nivelul minții noastre, atunci când noi cădem acolo la nivelul minții noastre, noi suntem doborâți, dar Dumnezeu este Cel care ne aduce biruință. Lăudați să fie numele Domnului. De aceea spune cuvântul lui Dumnezeu că unde lemnul curge pe creștet și apoi coboră pe veșminte și se duce în jos. Avem nevoie ca Dumnezeu să binecuvinteze mintea noastră. Se aducea în această seară aminte de urechile noastre. Ca Dumnezeu să străpungă urechile noastre. Știți ce important este ca să avem urechi și să auzim cu ele? Pentru că striga Dumnezeu la un popor că au urechi, dar nu aud. Și striga Dumnezeu în Apocalipsa bisericii și spunea ascultați ce zice bisericilor Duhul, Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi avem urechi și vrem să auzim. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Nu-i doar o ascultare așa trecătoare. Când omul aude și ascultă de Dumnezeu, pune în practică cuvântul lui Dumnezeu. Da, spunea omul lui Dumnezeu, tu vorbești și am auzit de două ori. Dumnezeu odată i-a vorbit și El a auzit de două ori. El a ascultat și a pus și în practică. Lăudat să fie numele Domnului. Dorim ca Dumnezeu să ne binecuvinteze în seara aceasta. Dorim ca Dumnezeu să ne mărească credința, ca să ne încredem în El. Trăim momente grele în când avem nevoie de Dumnezeu. Vineam acum din România și vedeam mașini pe stânga și pe dreapta, în canaluri sparte și în gândul meu rugam pe Dumnezeu să mă păzească. Era un polei înghețat drumul și trebuia să înaintez, trebuia să mă duc înainte, dar mi-am pus încrederea în Dumnezeu. Eram cu copilași în mașină și spuneam în gândul meu, se putea întâmpla
tragedie, orice s-ar fi putut întâmpla, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu și mă alătur psalmistul care spune, o, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, să spună Israel acum, dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, unde eram noi? Unde eram noi? Câțiva oameni se coboră în țărân în lumea aceasta, mor la fiecare minut, dar Dumnezeu ne-a păstrat în viață, pentru că are un plan în seara aceasta, vrea să ne vorbească, vrea ca să ne mai apropiem mai mult de El, vrea ca să lăudăm în seara aceasta, vrea ca să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne cerceteze. Nu cred că vom pleca de aici, dar nu vrem ca să neglijăm această seară, este seara cercetării. Și atunci când Dumnezeu ne cercetează, trebuie să luăm aminte. Pentru că a fost un moment când Dumnezeu a cercetat Ierusalimul și n-au cunoscut aceea zi. S-a zis, Ierusalim, a început Domnul Iisus Hristos să plângă pentru că n-ai cunoscut ziua cercetării tale, n-ai cunoscut, n-ai luat aminte. Am vrut să fac ceva acolo între. Am vrut să te binecuvintez, dar pentru că n-ai cunoscut ziua cercetării, spunea Domnul Iisus Hristos, piatră pe piatră nu va rămânea. Și asta s-a întâmplat. Au respins aceea zi minunată a cercetării și spune cuvântul lui Dumnezeu căci piatră pe piatră n-a rămas în Ierusalim. Au venit și au asediat Ierusalimul și au ars templul și au scos aurul care s-a scurs printre pietre și au pus piatră deoparte, una câte una, și n-a rămas piatră pe piatră, pentru că n-au cunoscut ziua cercetării. În seara aceasta suntem în locul acesta și eu cred că suntem aici, pentru că nu suntem la voia întâmplării. Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Dumnezeu a avut un plan și are ca fiecare din noi să fim cu urechile deschise, să auzim cuvântul lui Dumnezeu. Căci credința vine în urma auzirii. Iar auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu vrem să vorbim alte lucruri, noi vorbim cuvântul lui Dumnezeu care spune Cartea Romanilor, Apostolul Pavel, este puterea lui Dumnezeu spre mântuire, slăvit să fie numele Domnului, celui ce crede. Dar celui ce nu crede, cuvântul lui Dumnezeu într-o zi va fi spre o sândă. Da, după cuvântul lui Dumnezeu spune Pavel că Dumnezeu va judeca lumea. După Evanghelia mea, spunea el, și așa va fi. Dumnezeu ne-a dat această oportunitate în har, în liniște și în pace. Dumnezeu ne-a dat această oportunitate să fim în casa lui Dumnezeu și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Dar vrem să rămânem credincioși lui Dumnezeu până la capăt. Încrederea aceasta trebuie să rămână până la capăt. Sunt oameni care s-au încredut în Dumnezeu până la un timp și au ajuns vremea când și-au pierdut încrederea și s-au depărtat de Dumnezeu. Și spune Cartea Evreilor, capitolul 3, versetul 14, căci ne-am făcut părtași al lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, lăudat să fie numele Domnului. Asta e părtășie. Nu știm ce va duce ziua de mâine și nu știm viața pe care trebuie să o trăim, ce va fi. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu, oamenii care vor păstra până la sfârșit încrederea nezguduită. Este ea zguduită? Ne zguduie ce rău încrederea noastră? Da, ce rău caută să o zguduie. Dar oamenii lui Dumnezeu rămân credincios lui Dumnezeu, pentru că și-au pus nădejdea în El. Au văzut lucrările. Noi am văzut în familiile noastre, în viața noastră, și lucrurile acestea ne fac ca să ne încredem mai mult în El, să nu ne pierdem nădejdea. Am văzut la copiii noștri, am văzut cum Dumnezeu a vindecat când oamenii ne-au speriat și au spus că copilul va fi bolnav, au găsit nu știu ce pe creier și a spus soției, nu, noi ne punem încrederea în Dumnezeu, că Dumnezeu va lucra, s-a născut copil sănătos datorită lui Dumnezeu, pentru că El l-a întocmit în pântece, pentru că El este Dumnezeu. Oamenii vor să ne zguduie încrederea. Am avut în adunare de unde vin oameni care au spus că copilul se va naște cu malformații, se va naște, a zis, avortează, și oamenii aceia și-au pus nădejdea în Dumnezeu. S-a născut copil sănătos, minunat, pentru că Dumnezeul nostru trăiește și noi ne punem încrederea în El, pentru că El nu ne lasă de rușine, da? Chiar dacă o mamă, și ce tragedie, sunt mame care își abandonează copiii.
Și spune, chiar dacă o mamă își va lăsa copilul și îl va abandona, Dumnezeu are o promisiune mare pentru noi, eu nu te las. Ce mare Dumnezeu! El nu ne lasă! Și spunea psalmistul, toiagul și nuiaua ta vă mângă. Vedeți, este nevoie de multe ori ca să ne adune cu toiagul și cu nuiaua lui. Încercările acestea sunt binecuvântările lui Dumnezeu. Ce poate în viața nu putea să mă schimbe, poate predicile, cântările, încercările, focul a curățit în viața mea tot ce nu era bun. Dumnezeu este Cel care prelucrează vasul, El este olarul, slăvit să fie numele Domnului. Îl binecuvântăm în seara aceasta și îl lăudăm pentru că El este Cel care aduce biruință. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Ezechia a făcut această rugăciune înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu este Cel care a ascultat rugăciunea. Versetul 21 spune, iată cuvântul pe care l-a rostit Domnul împotriva lui, Fecioara, fiica Sionului, te disprețuiește și râde de tine, fata Ierusalimul dă din cap după tine, pe cine ai bajocorit și ai ocorât tu împotriva, cui ai ridicat glasul și împotriva cui ți-ai ridicat ochii, împotriva Sfântului lui Dumnezeu. Și versetul 35 spune că în noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului și a ucis în tabăra asirienilor 185.000 de oameni. Și când s-au sculat dimineață, iată că toți erau niște trupuri moarte. Atunci Sanherib, împăratul Asiriei, și-a ridicat tabăra, a plecat și s-a întors și a locuit la Ninive. Pe când se închina în casa Dumnezeului său Nisroc, Andramelec și Sarețel, fiii săi l-au ucis cu sabia și au fugit în țara Ararat și în locul lui a domnit fiul său Așar-Hadon. De ce? Pentru că Ezechia și-a pus încrederea în Dumnezeu și Dumnezeu a dus biruință, lăudat să fie numele Domnului. Vrem în seara aceasta să rugăm pe Dumnezeu să ne dea biruință. Vrem în seara, din seara aceasta să-L slujim mai mult pe Dumnezeu. Vrem să-L slujim din toată inima. Vrem să fim prieteni cu El. Spune cartea lui Iov, împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea fericire, vei fi fericit, vei fi plin de pace, vei avea pace. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vrem să rămânem alipiți de El, pentru că noi suntem ai Lui. Noi nu suntem ai noștri. Spuneam într-o zi la coleg de lucru și spuneam, noi nu suntem ai noștri. Nu știu care dintre dumneavoastră, cineva va întreba pe dumneavoastră dacă vreți să vă nașteți, dacă vreți să veniți pe pământ, nu v-a întrebat nimeni, nici pe mine. Și dacă vreți să trăiți aici, nu ne-a întrebat nimeni și ne-am trezit într-o zi aici pe acest pământ pentru că a fost voia Tatălui slăvit să fie numele Domnului. Va veni o zi când vom pleca de pe pământ. Viața e așa de scurtă. Dacă stăm de vorbă cu oamenii înaintați în vârstă, spune, viața pentru noi a fost așa de scurtă. Așa s-a dus. Ca șuveica, spune Scriptura, unui țesător. Așa e viața noastră. Și când vom pleca de aici, nimeni nu ne va întreba, vrei să mergi sau nu vrei să mergi? Da, nimeni nu te va întreba, nici pe mine, nici pe dumneavoastră. Și va fi o zi când spune cuvântul lui Dumnezeu că ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Și acolo nimeni nu ne va întreba. Focul, apa, vor da înapoi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și acolo ne vom prezenta, așa cum ne-am prezentat pe pământ, fără voința noastră, fără să vrem noi, ne-am prezentat pe pământ. Așa ne vom prezenta acolo. Și spune cartea lui Daniel și Apocalipsa că fiecare va fi judecat. S-au deschis câteva cărți acolo și fiecare va fi judecat după ce a făcut, până ce a trăit în trup, lăudat să fie numele Domnului. E un moment de har, suntem în viață. Seara aceasta ai viață și am viață. Noi putem în seara aceasta să ne alipim de Domnul. Putem să ne apropiem, putem să ne împrietenim cu Domnul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că ziua de mâine nu e a noastră. Pentru că astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu,
Nu se împietri inima, pentru că s-ar putea, sunt oameni care s-au culcat sănătoși și dimineața nu s-au mai trezit. Viața e în mâna Creatorului. El a bătut sărușul până unde să ajungem. Slăvit să fie numele Domnului. E adevărat, poate unii dintre noi suntem tineri și poate în putere. Până noi mai vrem să trăim, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar viața nu e în mâna noastră, viața e în mâna Creatorului. Și El decide, lăudat să fie numele Domnului. Și în seara aceasta ne vom ruga și vrem să facem o rugăciune. Vrem să rugăm pe Dumnezeu ca să ne dea putere din seara aceasta să luăm hotărâri, să trăim frumos ca în timpul zilei. Să ne sfințim viața, să fim atenți la gândul, la vorbirea noastră, la trăirea noastră, ca în ziua aceea grea, cum a venit peste Ezechia, să putem spune: Tată, iată aici sunt. Și să spună: Fiule, să aduc izbăvire, Dumnezeu să fie binecuvântat. De aceea Dumnezeu să ne binecuvinteze. S-au plecat niște tineri, sau în urma lor era doar fum. Au plecat în exil, spune cuvântul lui Dumnezeu, în robie babiloniană, și erau câțiva tineri care au, cred că au primit o educație bună din familie. Părinții vorbeau de Dumnezeu, dar spune cuvântul lui Dumnezeu că au ajuns undeva într-un trai bun, așa e, mâncare, să mănânci la masa împăratului, Hanania, Mișael, Azaria, Daniel. Au ajuns să mănânce la masa împăratului și spune cuvântul lui Dumnezeu că au fost momente când tata nu era lângă ei, când mama nu era lângă ei, când păstorul, diaconul, nu era nimeni lângă ei. Fă momente când nimeni, dar i s-a oferit, așa, i s-a oferit bunătate, bunăstare, și au zis, vor mânca aici, vor fi îmbrăcați, așa, vor învăța cultura noastră, religia noastră, dar tinerii aceștia au plecat cu Dumnezeu în inimă. Tinerii aceștia, spune cuvântul lui Dumnezeu, că Daniel s-a hotărât. Ce mare har să te hotărești în seara aceasta. Dumnezeu sau Daniel s-a hotărât să nu se spurce. Și ce înseamnă lucrul acesta? Când tu ești hotărât, nu că atunci când stăm în fața păcatului noi ne hotărâm. Și sunt oameni care ajung în fața păcatului și atunci ar vrea să trateze, să se hotărească. Noi trebuie să plecăm din seara aceasta hotărâți. Când vine păcatul, când vine ispitirea, noi deja suntem hotărâți. Noi vrem să trăim frumos, vrem să-L slujim pe Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că tinerii aceștia l-au cinstit pe Dumnezeu. N-au vrut să mănânce din mâncările alese, din vinul acela, și Dumnezeu și-a proslăvit numele acolo și au trăit frumos. Daniel deschidea fereastra către Ierusalim, se închina lui Dumnezeu de 3 ori pe zi, chiar în ciuda legilor date, amenințărilor, dar au venit momente grele și peste ei, da? Vin momente grele și peste ei, pentru că așa și cei sfinți trec și ei prin încercări și prin necazuri. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu că ei erau prieteni cu Dumnezeu. El iubeau pe Dumnezeu, ei s-au hotărât să trăiască curat cu Dumnezeu. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a ajuns momente grele. Când în fața lor, acolo în Valea Dura, s-a ridicat un monument, un chip, ca să se arunce toți la pământ, să se închine, dar tinerii aceștia nu s-au închinat. O, Ședrac, Mesac și Abednego, pierdeți oportunitatea să mai mâncați la masa împăratului. Ședrac, Mesac și Abednego, pierde oportunitatea aceasta să mai fiți, poate vă pune într-o funcție, să fiți cineva. Pe bunăstarea aceasta, nu vedeți de unde veniți? Din robie, în spate e pârjol, e foc, cetățile au fost arse. Ei se uitau spre Dumnezeu, ei s-au hotărât din țara lui Israel că unde vor ajunge, ei vor sluji pe Dumnezeu. Nici bunăstarea, nici mâncarea bună, nici hainele bune, nici starea materială pe care o aveau, nu le va despărți pe Dumnezeu. Și a zis, auziți, au venit cineva și a zis, după ce au sunat chimvalele și toate instrumentele, sunt niște tineri care au rămas în picioare. Și a zis, împăratul, cine sunt ăștia?
Și-o vin la ei și cumva l-a dorut, erau înțelepți, știți, oamenii lui Dumnezeu. Fiecare are nevoie de oameni, că ăștia sunt oameni care nu mint, ăștia sunt oameni corecți, ăștia sunt oameni care nu fură, și la servici, oriunde. Fiecare are nevoie de oameni aceștia. Și împăratul cumva vedea că ăștia sunt înțelepți și avea nevoie de ei și a vrut să le mai dea o șansă. Și a zis, împărate, nu te mai deranja. Nu mai deranja cântăreții să mai sune, că noi nu ne închinăm. Și auziți încrederea, Dumnezeul nostru ne va izbăvi, dar încrederea până la capăt, chiar dacă nu ne va izbăvi, noi tot nu ne închinăm, slăviți să fie numele Domnului. Și oamenii aceștia l-au cinstit pe Dumnezeu, asta e încrederea, tu îl cinstești pe Dumnezeu, asta e credința, tu îl cinstești pe Dumnezeu. Și atunci când oamenii aceștia l-au cinstit pe Dumnezeu, Dumnezeu nu rămâne dator la nimeni. Spune cuvântul lui Dumnezeu că i-au aruncat în cuptor. Imaginați focul acela atât de puternic, că cei care erau la gura cuptorului au ars. Și a venit stăpânul și s-a prezentat în mijlocul focului, în mijlocul cuptorului. S-a uitat împăratul și a zis, n-am aruncat noi trei, mai este unul, dar ăsta e deosebit. Să seamănă cu Fiul lui Dumnezeu. Și ăsta era Iisus Hristos. În mijlocul lor era protecție, binecuvântare. Ieșiți afară! A știut Dumnezeu să-i cinstească pe ei pentru că și-au pus încrederea în El. Lăudați să fie numele Domnului. Vrem, timpul a fugit, vrem din această seară să-L slujim cu scumpătate. Vrem să fim atenți la ochii noștri, la ceea ce vorbim, pentru că ne întinăm. Așa de ușor să te întinezi cu privirea, cu vorbirea, așa de ușor să te întinezi. Și vrem ca Dumnezeu să binecuvinteze mintea noastră, Dumnezeu să vindece urechile noastre, să vindece picioarele noastre, să alerge la casa, mâinile noastre. Sunt atâția oameni care poate nu sunt bolnavi în trupul acesta, dar vorbesc pe plan spiritual, nu văd, nu aud, nu pot să întindă o mână să facă un bine. Are mână uscată, știți omul acela cu mână uscată când Dumnezeu l-a vindecat, Dumnezeu l-a vindecat? Sunt ologi care nu pot să alerge la casa lui Dumnezeu, le prea greu. Ne rugăm ca Dumnezeu să vindece. Spune cuvântul lui Dumnezeu că El dă și dorință și înfăptuire, lăudați să fie numele. Voință și înfăptuire, lăudați să fie numele Domnului. Vrem să ne rugăm în rugăciunea aceasta, Doamne, dă-ne putere ca încrederea aceasta să rămână până la capăt. Nimic, sunt oameni și cu durere, nu-mi place să vorbesc de rău, dar sunt oameni care au pornit așa de bine, dar n-au sfârșit-o bine. Dar noi vrem să sfârșim bine, vrem să sfârșim cu Dumnezeu. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu care au terminat cu Dumnezeu, care au sfârșit cu Dumnezeu. Spune că Enoch a umblat 300 de ani cu Dumnezeu. 4 vieți de ale noastre, noi așa de greu, 70, 60 de ani, unii oameni spun, e prea greu. Punea cineva, puneam, hai la noi, vino și predă-te mâna lui Dumnezeu. Zis, nu pot, eu nu pot să țin. Și am zis, la noi nu trebuie să ții. La noi trebuie să lași toate lucrurile deoparte. Dacă ai fumat, trebuie să te lași. Dacă ai băut, trebuie să lași băutură. Dacă ai furat, trebuie să te lași. Dacă ai făcut lucru, tu trebuie să lași. La noi nu trebuie să ține. Ține Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Stăm înaintea lui Dumnezeu și noi vrem să ne lăsăm de toate lucrurile care nu-s bune. Vrem în rugăciunea aceasta să mai facem o rugăciune. Haideți să ne ridicăm în picioare și vrem să ne rugăm pentru prietenii casei lui Dumnezeu, să nu fie un prea târziu. Ce dureros să fie un prea târziu. Când ajungi la tramvai, chiar dacă aici umblă mai des, dar România trenul mergea din 5 ore și când ajungi să vezi că e un prea târziu, că s-a dus trenul, așa e? Când ajungi la doctor și spune, e prea târziu, dacă veneai mai devreme, poate se putea face ceva, dar e prea târziu. Ajunge în viață când oamenii sunt în pași și nu mai poți să iei decizii. Ajung și spune, prea târziu, e prea târziu, Dumnezeu să aibă milă. Acum, astăzi, în seara aceasta, nu-i prea târziu. Dragul meu, prieten, frate, nu-i prea târziu.
târziu. E vremea de har, de îndurare, e liniște, e pace. Ne rugăm pentru prietenii casei lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru noi ca Dumnezeu să ne întărească, să ne dea putere ca să ne încredem din toată inima. Ne rugăm pentru familii greu încercate, ca Dumnezeu să mărească credința, ca să privească spre El. De unde ne va veni ajutorul? S-a uitat psalmistul la munți și a zis, de unde ne va veni ajutorul? Ajutorul vine de la Domnul, care a creat cerurile și pământul. Haideți să ne chide ochii și ne plecăm capetele și ne închinăm înaintea Lui. Amin.